Alea zgunoaie istorice. Televizoare, haine, bucăți de mobilă și sticlă ies la iveală de sub frunzișul pădurii Băneasa. Peste 100 de voluntari au răspuns apelului asociației Act for Tomorrow și au venit să curețe acest petic verde din nordul capitalei. Nu vine să cred câtă nesimțire poate să fie în România, aruncând gunoaiele așa la întâmplare. Aici este pur și simplu lipsă de educație. Lipsă de educație, lipsă de grijă pentru natură, pentru mediul înconjurător. Poate așa lumea o să ne privească și o să ia exemplu și o să încerce să fie mai responsabil. Iar gunoaiele nu erau doar la marginea pădurii, ci chiar și în mijlocul acesteia. Voluntarii fac haz de necaz. Unii spun că se ocupă de arheologie, alții zic că am găsit comoara din pădure. Ceea ce vedeți aici nu este un crater, este o imensă groapă de gunoi. Înființată cu 4 ani în urmă, asociația Act for Tomorrow a creat deja o tradiție a ecologizărilor și împăduririlor în toată țara. Oamenii știu că avem o problemă și cu deșeurile din natură și cu poluarea. Am împădurit peste 100.000 de hectare cu aproximativ 10.000 de voluntari. Deși vedem munți de gunoaie în zonele verzi, ori pe malurile unor ape, tot mai mulți români sunt dispuși să participe la acțiuni de ecologizare, o dovedește un sondaj lansat în preajma Zilei Pământului. Uniunea Europeană și-a propus să reducă cu 55% emisiile poluante până în 2030, dar pentru trecerea la tehnologii nepoluante este nevoie de investiții masive. Avem o finanțare consistentă până în 2027. România are la dispoziție peste 80 de miliarde de euro. O mare parte din acești bani vin pe a finanța aceste măsuri verzi. Ziua Pământului este celebrată din 1970 de sute de milioane de oameni de pe întreaga planetă care participă la acțiuni de ecologizare și de împădurire.